Găsiți, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Biserica în actualitate. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Și fiind la început de an, dați-mi voie să vă urez la mulți ani, un an binecuvântat de Domnul, fericire, împlinire în tot ceea ce faceți și apropiere de Dumnezeu, pentru că asta contează cel mai mult în viață: o relație cu Domnul și o încredere în promisiunile lui Dumnezeu și o trăire după voia sa. Astăzi vom continua tematicile de actualitate care vrem să le analizăm, să le aducem în prim plan și să fie de un real folos pentru dumneavoastră. Anul 2022 s-a încheiat într-un ton așa mai pesimist, din mai multe puncte de vedere, însă au apărut și primele date parțiale ale recensământului efectuat, și unele date nu sunt tocmai cele la care ne-am așteptat. Și astăzi am vrea să discutăm, să analizăm așa la cald aceste date parțiale ale recensământului, și ne bucurăm să avem un invitat de seamă. Ne bucurăm să fie împreună cu noi. Invitatul meu și al dumneavoastră, domnul Agnus Herțeliu, este expert în comunicare la INSE, Institutul Național de Statistică din România. Bun revenit în emisiunea noastră! Bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii dumneavoastră și orez și eu fiecare dintre telespectatori un an nou cât mai bun. Mulțumim frumos, asta vă dorim și dumneavoastră. V-am invitat, așa cum am spus în introducere, să ne ajutați un pic să deslușim cifrele. Și rezultatele acestea parțiale, ne vom uita un pic la mai multe domenii, mai multe aspecte din aceste rezultate. Însă, pentru început, spuneam că. Sunt ceva cifre negative, sau aș zice eu cifre la care nu ne-am așteptat. Una din ele este faptul că am pierdut un milion de persoane în România. Sunt și alte ponderi sau procentaje negative scădere. Aș vrea, în ediția de astăzi a emisiunii, să îi ajutați un pic pe cei care ne urmăresc să înțeleagă să-și facă așa o privire de ansamblu a societății românești după 10 ani, unde am fost, unde suntem în prezent, pentru că de fapt scopul recensământului acesta este să facă o radiografie, o evoluție sau involuție a stării societății și a națiunii, a unei națiuni. Și pentru început v-aș provoca așa să ne dați câteva aspecte din rezultatele acestea provizorii legate de structura populației, de, eu știu, categoriile de vârstă, de anumite puncte critice, aspecte pozitive? Sigur. Așa cum ați subliniat foarte bine, în recesământ are scopul, da radiografia societatea în ansamblu ei, o perioadă de 10 ani este o perioadă suficientă Suficient de mare, scuze, care se pot întâmpla multe lucruri, și bune, și mai puțin bune. Avem, desigur, ca în orice cercetare, și aspecte pozitive, și aspecte negative, sau le-aș spune mai puțin plăcute. Pentru început, aș sublinea faptul că, conform rezultatelor provizorii ale recesământului populației și locuințelor, Runda 2021, avem o populație rezidentă de 19.53.15 persoane din care predomină sexul feminin, respectiv 51,5%. Ați punctat. Uh, câteva idei legate de aspecte critice și aspecte pozitive. O să încep cu cel mai mare. Uh, lucru critic în ansamblu recensământului, care e legat de îmbătrânirea demografică care nu ne bucură. Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit comparativ cu 10 ani în urmă, remarcându-se creșterea podrii populației vârstnice, adică de populația de peste 65 de ani și peste. Și trebuie să spun aici că acest declin trebuie plasat într-un anumit context, adică în ansamblul declinului care a început după anul 1989, de 4,1 milioane de locuitori, provenind în cea mai mare parte din emigrarea masivă a românilor în străinătate. Însă aici constatăm și o anumită. Particularitate acestei realități, o particularitate importantă și semnificativă care a survenit în mod principal după anul 2010, adică acum 10 ani, și aici mă refer la acel procent de 68% din populație sau 68% din declin care. Atenție, a avut loc prin scădere naturală. Deci, desigur că putem plasa scăderea în baza în contul emigrării masive da? din diferite motive. Dar la ora actuală, principalul motiv este scăderea naturală. De pildă, au venit pe lume doar 2,1 milioane de copii și au decedat aproape 2,9 milioane de locuitori. Sunt niște cifre noucitoare. Da? Declinul populației prin migrație externă, cum spuneam, poate fi interpretat. Îl putem interpreta și ca o mutare masivă a câteva milioane de români, în altă parte, fie a Europei, fie în Statele Unite, în Canada și așa mai departe, din diverse motive, fugind de sărăcie, sau din alte motive, însă ei încă sunt acolo, da, există acolo, sunt în viață, din când în când vin acasă, își vizitează rudele, își vizitează țara, fac și turism, însă scăderea naturală înseamnă practic dispariția a 750.000 de locuitori. Știu că cu câțiva ani Cluj-Napoca avea 850.000, dacă nu mă așez. Deci imaginați-vă că un oraș cam de mărimea uh, uh, orașului Cluj-Napoca cam practic nu mai, nu mai există pe harta României. da. Uh, este o pierdere în primul rând umană, o pierdere umană imensă și iremediabilă. Uh, bine, într-o anumită măsură există remediu pentru asta, încurajarea natalității, creșterea natalității, dar în în calculul ăsta negativ, este o pierdere iremediabilă, pentru că nu se mai întorc cum ar putea să o facă cândva cei care pleacă. Deci, da? e vorba că dintre cei morți nu prea se întoarce nimeni, afară de Isus Hristos și alți ființi pe care Isus i-a înviat, nu s-a mai întors nimeni de acolo. În fine, închei paranteza cu exemplul acesta biblic. Este un bilanț înfricoșător care ne sperie pentru că zgude puțin, așa, din toate punctele de vedere și dă un pic de gândit în perspectiva destinilor acestei țări. Migrația externă are o determinare preponderent economică în ansamblu ei și schimbările se află în această oglindă economică. Oamenii pleacă ca să aibă un trai mai, parte de un trai mai bun sau se întorc cu ce au agonisit acolo în, în afara granițelor țării ca să Aibă aici, înapoi în țară, un trai mai bun. În fine, ideea este că nu același lucru se poate afirma despre natalitate și mortalitate, pentru că acestea sunt fenomene extrem de complexe, da? Și la care factorii și mecanismele de schimbare care se acumulează se pun în mișcare într-un mod foarte, foarte rigid, lent și cu un decalaj în timp. E exemplul acela foarte clasic pe care le știe aproape toată lumea și ce învățați și ce ne învățați efectul bombei cu ceas da? sau cu efect întârziat, care are un efect distructiv. Avem și vești bune care sunt cumva amestecate cu. Cele mai puțin bune, de exemplu, ar trebui să privim un pic și la cifra tinerilor, pentru că ne interesează tinerii, ne interesează pentru că ei sunt viitorul țării, viitorul bisericilor noastre și așa mai departe. Și avem așa un procentaj și în privința lor. Numărul tinerilor sub 15 ani a scăzut, din nefericire, cu 115.700 persoane. Totuși, aici există o, o mențiune. Care poate să ne facă să zâmbim, să ne bucurăm, și anume, ponderea lor în totalul populației a urcat ușor, a crescut de la 16,1% față de 15,9% în 2011. Asta e un factor care mă bucură și, frumos. care zic eu, ar trebui să ne dea de gândit tuturor celor care ne pasă de copii și tineri tinerii din biserica noastră din societatea noastră uh, și ar trebui să facem ceva în privința asta cu segmentul acesta de, de tineri pe care încă îl avem la uh, dispoziție. dispoziție. Să ne gândim la metode de lucru cu ei, la metode de ai păstra lângă noi și așa mai departe. Cei care sunt profesori, sunt educatori, sunt lideri spirituali, cred că știu foarte bine ce, ce au de făcut, doar că trebuie să o facem rapid. Rapid, nu mai este timp de așteptat. Deci, eu nu cred că mai e timp de așteptat încă 10 ani, nici măcar 5 ani. Trebuie să acționăm foarte rapid. Aș mai aminti niște date care merg în paralel cu cele pe care le-am amintit. De exemplu, datele Provizorii ale recensământului ne amintesc și câteva cifre legate de populația rezidentă pe stări civile. Aici, aproape jumătate din populația rezidentă, care însumează 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, căsătorită, da? ceea ce ne bucură că. Uh, aproape jumătate din populația rezidentă, încă pun preț pe ceea ce înseamnă căsătorie, încă pun preț pe ceea ce înseamnă a fi în legalitate. Uh, nu ne bucură cealaltă parte, uh, desigur, uh, mă spun că nu ne bucură uh, nu în sensul de a judeca și de a-i arăta în mod negativ cu degetul, ci ne bucură de, în uh, sensul că... Uh, uh, lucrul acesta are consecințe în altă parte, că aici vrea să ajung, de ce se leagă cele două. Au consecință în partea cealaltă, în ceea ce privește natalitatea, creșterea natalității și așa mai departe. De ce? Pentru că mai există și un alt segment al populației, de exemplu, conform datelor, două persoane din cinci nu au fost niciodată căsătorite, din diverse motive. E, și asta e un factor care, care cumva face ca, din punctul ăsta de vedere demografic vorbind, lucrurile să nu meargă tocmai bine. Avem și 5,2% din populație ca fiind persoane văduve, iarăși un segment destul de mare, destul de mare da. și o parte, cum să zic, vulnerabilă a societății. După aceea avem, desigur, date legate de, de religie care merg în paralel cu scăderea numărului populației, cum am la început, aproape, 1, 1 milioane de locuitori am pierdut. România a pierdut, conform acestor rezultate provizorii, și scăderea populației a tras după sine și o scădere a numărului credincioșilor. Deci, asta ar trebui să fie un mare semnal de alarmă. Da, o să ajungem și la cifrele legate de religie. Acum, eu cred că să vedem, nu știu, a scăzut numărul credincioșilor sau au fost alte cauze pentru care nu s-au declarat. A fi credincios sau religios, co conform conform calculelor, în urma recensământului, au scăzut. Sunt diverse cauze. Desigur, de există un segment al populației, există 900.000 de locuitori care n-au participat deloc la recensământ, în niciun fel, în, în, niciuna dintre cele două etape, autorecenzare online, autorecenzare asistată sau prin primirea recenzorului acasă. acasă adică prin interviu față în față. Fie o parte dintre ei, asta însumând un milion jumate de Români de locuitori care au participat la recensământ, la faza autorecenzării online sau autorecenzării auto, asistate, dar nu au răspuns întrebărilor legate de etnie, nu au răspuns întrebărilor legate de religie. Și, da, și asta este o cauză pentru care numărul. Sau scăderea e reflectată în cifra totală a rezultatelor. Ar fi fost foarte bine dacă am fi înțeles cu toții, cum am explicat și la început, că e foarte important să răspundem la toate întrebările și așa mai departe. Acum e destul de târziu să regretăm, să avem altfel de regrete. Avem realitatea în față, avem cifrele care. Așa cum se spune, ele nu mint dacă sunt cele corecte Însă trebuie să învățăm ceva de aici Că despre asta e vorba Nu avem doar cifre ca să discutăm despre matematică și statistică Absolut. aici Ele reprezintă ceva și sunt rezultatul unor întrebări Spuneam despre religie mai devreme Că scăderea populației a tras după sine și scăderea numărului de credincioși la, la, toate cultele. Deci, cea mai mare scădere a numărului de persoane care și-au declarat religia la recensământ este în cazul credincioșilor ortodoxi, numărul acestora fiind 13 milioane 989 în scădere cu peste 2,3 milioane față de acum 10 ani, când erau 16 307.000 uh, uh, persoane și aș vrea ca să adresez o întrebare aici care, care ne, ne, ne interesează pe toți, da, pe toți, pentru că s-a ajuns și la alte alte cifre. Ce ne spune asta? Cine transmite nou uh, faptul ăsta uh, destul de, de crunt? Mie personal îmi spune că argumentul majorității începe să nu mai funcționeze, și nu doar în cazul ortodoxilor, credicioșilor ortodoxi, în cazul fiecarei biserici. Și o să exemplific asta, știți prin ce? Printr-un alt rezultat al recensământului, dar nu de la noi, ci din Marea Britanie. Marea Britanie a avut recensământul în același an cu noi, în 2021 au întâmplat aceeași problemă ca și noi și au desfășurat tot în 2021 recensământul și înaintea noastră câteva luni au, au pu publicat și, și, datele. Și, spre exemplu, în Marea Britanie, da, potrivit datelor recensământului, pentru prima dată, pentru prima dată, creștinismul în Marea Britanie este minoritate. M-a șocat lucrul ăsta. Vă spun sincer, da? Deci asta trebuie să ne dea de gândit, cum spuneam mai devreme. Argumentul majorității începe să nu mai funcționeze. A, asta că și așa, noi suntem mulți. Nu ne interesează pe noi, că noi oricum suntem mai mulți. Creștini de 2000 Sunt de ani. Creștini de 2000 de ani, adventiști de aproape 200 de ani sau creștini după Evanghelie de a aproape peste tot atâția de ani, peste ani sută, și mai da. departe, exemplele pot continua. Da, închid paranteza aici. Ideea este că uh, intrăm într-un declin pe mai multe paliere și uh, se de întrebare nu l-aș pune în dreptul uh, Institutului Național de Statistică, ci în dreptul celorlalte instituții, da? organizații, uh, biserică, alte organizații care da. se ocupă de multe alte cauze și așa mai departe. mi Îmi place foarte mult, totuși, în acest scenariu care ne întristează, că arhiepiscopul de York, de exemplu, declara imediat după rezultate că vremurile când oamenii se declarau în mod automat creștini a trecut. Noi trebuie să recunoaștem această realitate. Unii dintre noi nu vor să recunoască, îmi pare rău să spun. Nu mai e, e la răspund. modă. Corect, așa era înainte, da. cel puțin era așa o a, bândrie să-ți declari apartenența religioasă, să fii creștin, a, și o făcea oamenii cu dezvoltură, cu curaj, dar acum a, a, e la modă, din contră, să declari a, ateismul sau agnosticismul sau Sigur. fără religie da. sau neimplicarea în vreun segment religios? Sigur, dar aici nuanța este și alta. Arhiepiscopul de York punea degetul pe, pe, rană, în sensul că se declarau în mod automat. Automat însemnând cel puțin două perspective. Una pe care ți-a mitit o în, această, în sensul că nu mi-e rușine să spun cine sunt, mărturisesc credința prin a spune cine sunt, dar de cealaltă parte, nici în mod automat, adică mecanic, neasumându-ți cine ești, neînțelegând cine ești. Păi, când nu înțelegi cine ești și încotro te îndrepti, și, practic n-ai ce să te asumi și atunci ajungi la astfel de rezultate. De ce altă parte ați anticipat cumva anumite cifre legate de cei care s-au declarat atei sau agnostici, a crescut și procentul lor, asta foarte de foarte 10 ani, destul de mult. Și asta pentru că există un trend, nu doar în România, și în Marea Britanie și în alte țări din Europa, și anume trendul este de a nu-ți mai mărturisi afilierea religioasă sau, pur și simplu, de a nu mai fi afiliat religios. Și asta, iarăși, din alte motive, nu avem acum să le Da, merită o discuție discutăm, aplicată. Da, merită o discuție aplicată, deschisă pe treaba asta. Există, totuși, un factor motivator în asta. De exemplu, reverendul Stephen Cottrell spunea că trebuie să învățăm să redevenim misionari. Da, ăsta e contextul. Nu ne bucuram trecut în minoritate ca și creștini pentru prima dată, dar noi trebuie să învățăm să redevenim misionari. Cu alte cuvinte, avem câmpuri misionare care sunt sub nasul nostru. Ce mai duci în Africa? E bine să te duci în Africa. Foarte bine, nu taia zice tuturor celor care se duc și pot să o facă. Dar trăim avem în zile nostru. în care câmpurile misionare se redefinesc. Întreaga societate se redefinește din multe puncte de vedere, și politic, și social, și religios, iată. Da? Și cred că, chiar dacă în mare semnal de alarmă, totuși trebuie să și învățăm că există o parte bună a lucrurilor, și anume că un factor motivator asta. Trebuie să ne motiveze și mai mult să lucrăm mai mult decât am lucrat până acum. În segmentul religios, pentru că aici suntem la segmentul religios. Acum, așa, pe total, structura confesională a fost declarată de 16 milioane 16.397.300.000 persoane din totalul populației rezidente. Observați expresia cheie. A fost declarată, cum spuneam mai devreme, a fost. Un anumit segment al populației care n-au vrut să-și declare etnia și religia. Alții, adevărat, au întâmplat și probleme tehnice și n-au putut să o facă, dar, în mare parte, segmentul major n-au vrut să-și o declare. Și avem aici și. Uh, uh, din păcate, numărul ateilor și agnosticilor care a crescut, cum spuneam, există însă și o religie care a câștigat credincioși în ultimii 10 ani, este cultul pentecostal. Da? Slavă Domnului! Dacă oamenii au cunoscut pe Hristos prin cuntul pedicostal, nu e rău, e foarte bine. Chiar asta vreau să subliniez că zis că au scăzut toți, ei au crescut, sunt siguri, care au crescut. Deci asta ne arată că se poate. Se poate, cum spuneam mai devreme, să lucrezi. Deci e de lucru. Poate că ar trebui să întrebăm care e secretul. N-ar fi rău să învățăm și de la alți frați de credință. Uh, și de asemenea uh, avem un alt factor care ar trebui subliniat legat de structura populației după statutul activității curente. Uh, adică avem cele două segmente din care compusă societatea, da? populația activă și populația inactivă. Populația activă este de 8 milioane persoane, Uh, fiind compusă din 7.689.000 persoane ocupate, dintre care 496.1.000 șomeri, asta e partea activă a populației, și populația inactivă, care cuprinde 10.868.800 de persoane cei ce intră desigur cei care s-au retras din activitate, beneficiarii de ajutoare sociale, studenții, elevii care însumează o treime din această sumă, adică 32%. Și puse cap la cap, avem s-au puse împreună, avem cifra finală populația rezidentă de 19 milioane 53 de 1815 Persoane. Și aici segmentul ăsta ar trebui un pic să ne dea de gândit pentru că ponderea e un pic inegală aici. Avem o populație activă de 8 milioane. În partea cealaltă avem o cea inactivă de 10 milioane aproape 11. E imaginea da. aceea sugestivă, grasul duce în spate, slabul, duce în spate pe cel gras. Da, sigur, care, care desigur trebuie interpretată și ea într-un mod onest sigur, sociologic, corect, corect, sigur. Da. E ne îngrijim cu mândrie și cu toată credincioșia și onestitatea de cei care ne sunt bunici și părinți care au muncit o viață întreagă ca să le crească pe noi. Deci, nu trebuie să înțeleagă cineva din asta un mesaj greșit. Corect. Sper din toată inima că nu e, va fi un ascultător care să interpreteze greșit această parte. Noi aici doar punctăm niște uh, cifre și încercăm să le înțelegem. Da? Nu să le dăm o altă interpretare care. Nu, nu există. Da, da, eu vă mulțumesc oricum pentru Sigur. aceste clarificări, și uh, o să intrăm un pic și în uh, alte aspecte care să da. uh, ne uh, ajute un pic să înțelegem mai aplicat uh, ce s-a întâmplat la acest recensământ. Oricum a fost o premieră în România, a fost prima dată când s-a făcut online. Uh, sau a fost o combinație între online și recenzare asistată. Uh, și cred că uh, acesta va fi un reper pentru următorii ani în realizarea de politici, de proiecte, programe, Sigur. de măsuri. Sigur. Și cred că uh, este timpul uh, ca, măcar eu știu, când vom avea datele finale, să uh, le luăm cu atenție, cu responsabilitate și să vedem unde. Putem corecta, și ce putem corecta? Sigur. Domnule Herțeliu, mulțumim mult pentru că ne-ați ajutat așa și ne-ați adus o imagine, așa o proiecție. E adevărat sumară și parțială, pentru că nu avem datele da. finale. Însă, ceea ce mi-am dorit la această ediție a emisiunii este. Să punctăm câteva aspecte și pozitive și critice. În același timp pe noi ne interesează în calitate de creștini de urmașa lui Hristos Să înțelegem cam ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani pe partea aceasta spirituală cu națiunea noastră menționați dumneavoastră faptul că acea sintagmă creștin de 2000 de ani, creștini majoritari, n-ar mai funcționa și începe să se vadă că și la noi în țară lucrurile nu mai sunt așa de roz cum era odată și este influența aceasta și vestică din Europa și din alte țări occidentale trendul ăsta descende nu e doar la noi însă e adevărat asta a șocat cel mai mult și vă mărturisesc când am citit aceste rezultate m-a îngrijorat foarte mult creșterea numărului celor care s-au declarat atei și agnostici un procent destul de mare dacă ar fi să luăm procentul dumnealor un procent care depășește multe culte evanghelice care au o tradiție în țara aceasta, e adevărat că sunt tot felul de factori care trebuie luați în calcul, însă ca biserică ne interesează pe noi să vedem unde s-a pierdut, s-a pierdut ceva din mesajul evangheliei, din impactul pe care Spuneați dumneavoastră de acel episcop din Anglia, de misiune ca biserică în lume, n-am mai făcut-o, n-am mai misionat, am abandonat. Aș vrea să revenim la cifrele acestea, un pic la pe partea de religie, de background religios. Au fost și probleme tehnice, cum ați menționat, au fost și refuzuri, și asta trebuie să le subliniem, oameni care n-au vrut să declare religia, apartenența religioasă. Iar alții au declarat cu mândrie non-apartenența religioasă. Prezentațiile, un pic aici, și cred că ar trebui coroborate și cu etnia, pentru că ele sunt strâns regate și religia, și etnia, și naționalitățile, structura etnică în țara noastră. Mm -hmm. Și aici au fost tot felul de discuții în spațiul public. Sigur, există mai multe motive pentru care. Avem asemenea cifre în ceea ce privește creșterea în așa segmentului de populație care se declară că nu crede sau sunt agnostici. Eu aș lua rezultatul ăsta ca pe un factor motivator, cum spuneam mai devreme, de a vedea acolo un segment misionar, da? Avem acolo un segment de populație cu care putem lucra, putem să, să schimbăm lucrurile, măcar puțin. Pe de cealaltă parte, motivul pentru care unii se declară atei sau agnostici se datorează sigur și necredinței în Dumnezeu, clar, sau agnosticii care consideră, nu se consideră necredincioși, se consideră că ei cred totuși în ceva, dar nu există un răspuns la toate lucrurile. Vreau să apelez acum la un exemplu scripturistic. Vă rog. Pentru că suntem și într-un context creștin aici. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, după ce Isus are discuție cu femeia aceea la fântâna lui Iacov și vin și ucenicii cu, de aleguri și sunt surprinși că a vorbit cu acea femeie, Isus, după ce le spune că eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu puteți să o un alt meniu, înțelegeți, avem, am, am, un alt meniu, le mai spune ceva. Zice, iată că grânele sunt gata de sunt seceriș. Gata de seceriș. Ori niciunul dintre apostoli nu vedea partea asta a lucrurilor. Nu și să o perceapă. Din prejudecată față de ceilalți, din lipsă de experiență, că de aceea se numeau ucenici că trebuia să învețe pe lângă Domnul Hristos În motive Ei, Cred că lucrurile nu stau diferit în secolul 21. Aplicația pe care aș face-o, situația noastră este că Există acolo niște hol de coapte Care ne așteaptă Ne așteaptă și Sincer, vă spun din relațiile pe care le am și din felul în care am interacționat cu oamenii, sunt oameni care nici măcar nu știu de ce au spus că sunt atei. Când stai de vorbă cu ei mai adânc și sondezi adânc problema pentru care ei se declară atei, de fapt, nu e o problemă de ateism acolo, acolo e o problemă de percepție a imaginii lui Dumnezeu datorită unor situații nefericite din viață, drame personale, a murit cineva drag sau alte dezamăgiri de ordin religios și așa mai departe. Dar nu toți cei care se declară ca fiind atei sunt și atei sau toți cei care, să spun așa, din alt punct de vedere, se declară atei înseamnă că nu cred în, în, în niciun fel. Există și motive sociologice, le cunosc mai puțin, pe acelea trebuie să mărturisesc și trebuie să dezvoltăm într-o altă emisiune probabil acest subiect. Și aș mai invoca și libertatea de conștiință și religie care conform declarației drepturilor omului, articolul 48, chiar ultima parte a articolului, îi menționează și pe atei, adică libertatea de conștiință și religie se aplică și celor care zic am dreptul să nu cred. Ori aici trebuie să învățăm și noi, ca și creștini practicanți, să fim puțin înțelegători, să dăm credit și celor care nu, nu cred. Ok, nu ne, nu ne convine. A, în sensul că ne doare din punctul ăsta de vedere spun da. noi, ca și cum ne-ar deranja pe noi un vecin Absolut. ateu sau un prieten ateu dar trebuie să acordăm credit fiecare are libertatea de a se considera credincios sau nu cred că marea provocare cum spuneam și cu asta sumarizez, concluzionez ceea ce am spus mai devreme marea provocare constă în a vedea dacă lucrurile stau într-adevăr așa sau nu. Da, sunt de acord cu dumneavoastră și cred că pentru cei care ne urmăresc, că dumneavoastră ați făcut această aplicație biblică, ați slujit, ați fost pastor câțiva ani și aveți background-ul ăsta spiritual, religios. Și da, ne preocupă și ar trebui nu să blamăm, Doamne ferește, nu ridiculizăm, nu blamăm, am ridicat doar așa un semn de Sigur. întrebare și cred că n-ar trebui să ne culcăm așa cu capul pe o pernă, pentru că cifrele acestea ar trebui să ne dea de gândit, să ne schimbăm modul de abordare, de a face misiune, modul în care ne raportăm la generația tânără, pentru că eu intuiesc că mare parte din ei sunt tineri și ne-a zis de acel procent frumos că am mai crescut un pic segmentul generației tinere și aici ar trebui să ne aplecăm cu mare atenție să le înțelegem nevoile, să venim în sprijinul, eu știu, dilemelor, lor, întrebărilor, frământărilor lor. Sunt convins că mare teolog spunea e mai greu să nu crezi decât să crezi. și acolo sunt, mai mare. Da, Îți trebuie o credință mai mare, și cred că trebuie sondat caz cu caz, fiecare în parte, nu generalizăm, și eu vă dau dreptate, cred că unii au anumite reminiscențe ale trecutului sau poate ale prezentului, anumite evenimente din viață care au făcut să, să schimbe, să se poziționeze altfel. Și mai există și o altă tendință. Există o foarte mare tendință acum care circulă prin toată Europa și în Statele Unite de asemenea, de a nu te mai declara afiliat niciunei organizații religioase, niciunei biserici. Și în segmentul ăsta de atei și agnostici sunt și oameni care nu sunt atei sau nu sunt agnostici, dar pentru că n-au știut unde să, adică unde să bifeze, că ei nu sunt afiliați sau nu se identifică cu nicio biserică anume, atunci au intrat în segmentul ăsta. Pentru că segmentul de atei și de agnostici e segmentul de neafiliați religioși. Dar asta, asta nu înseamnă neapărat că tot segmentul ăsta de populație este ateu sau agnostic. Sigur, aici există soluții foarte practice. De exemplu, aici specialiștii pot să lucreze la includerea altor indica și ai altor indicatori poate mai expliciți care să ofere libertatea și celor care nu vor să se afilieze unei biserici anume, totuși să își declare credința în, în Dumnezeu, dar nu în sensul de afiliere religioasă, Cultică, da, corect. Da. Acum știu că încă se lucrează, încă se interpretează, se centralizează datele. Cam pe când vom avea, așa, datele finale ale recensământului și poate că o radiografie frumoasă și bună ar fi când vom avea și situația pe județe pentru că vom putea acolo să urmărim fluctuația, evoluția, da. Da, fluctuația, da. da. Ce informații aveți în direcția aceasta? Rezultatele finale ale recensământului populației și lor runda 2021 vor fi furnizate și făcute publice la sfârșitul acestui an. Așa că deci cele aștepta. provizorii au fost furnizate pe data de 30 decembrie 2022. Da, mai avem încă 11 luni și jumătate de, de așteptat. Atunci vom avea toate rezultatele finale, asta însemnând rezultate complete, cum ați menționat, și pe județe și procentajele. Um, Stabilite, adică care nu mai au cum să sufere finale, niciun fel de modificări. modificare. Acum, ceea ce face procesul nu dificil, complex în validarea datelor este culegerea datelor pentru acel segment de populație care a participat la recensământ, dar n-au. Răspuns la anumite variabile, cum ar fi cele legate de etnie, de religie sau alte uh, variabile. Și uh, e puțin uh, acolo de, de muncă, pentru că uh, datele nu, nu vin așa din, uh, din neant, uh, e un pic de muncă în spate. Uh, de asemenea, clasificarea lor, așezarea lor, uh, va fi și un volum sintetic. Uh, Asta vreau să menționez de asemenea că va fi publicat și un volum sintetic cu toate datele finale la sfârșitul acestui an, astfel încât acolo vom găsi în mod complet toate segmentele care ne interesează, de la etnie, religie, stare civilă, migrație internă, internațională, date demografice și așa mai departe. Legat de aspectul economic financiar, asta nu l-am abordat, așa. Știu că au fost acolo câteva întrebări legate de situația bunăstarea, situația economică. Ce informații ne puteți da? Da, minteam ceva mai devreme, că avem o populație activă și o populație inactivă, o populație activă. De 8.185.000 de persoane, adică oameni care sunt angajați, da. muncesc, și aproape 500.000, adică 496.1.000 de șomeri. Deci aproape jumătate de milion de persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă. Nu e o situație dezastroasă nici prea roz. Asta ne arată că situația economică, să zicem, e relativ bună, dar e un loc foarte mare de, mai bine de, loc. De, de, creștere. E loc, e loc de creștere acolo. Nu sunt un analist economic sau un analist financiar, dar cred că fiecare dintre noi ne putem da seama de aspectul Economic, sau starea economică a națiunii, privind, așa, pur și simplu, la niște știri economice, de exemplu, la niște date economice. Le putem chiar căuta foarte ușor pe internet. Google ne spune cam, cam tot. Dar aici aș mai sublinia faptul că există. Totuși, o îmbunătățire a situației, în sensul că avem un segment tânăr de oameni care muncesc. Asta a descoperit recensământul populației și locuinților, Runda 2021. Avem, față de acum 10 ani, un segment destul de tânăr de oameni care muncesc, Asta e bine. care au de muncă și asta este un alt factor îmbucurător. Ce aș mai menționa și nu merită uitat, trebuie amintit, este și structura populației după nivelul de instruire absolvit, adică după, după educație. Datele recensământului confirmă un progres aici al nivelului de educație al populației față de situația de la recensământul anterior, de pildă, din totalul populației rezidente, avem un procent de 43,5% care au nivel mediu de educație. Deci, a crescut nivelul mediu de educație: post-liceal, liceal profesional sau tehnic și, de asemenea, Conform datelor, erau analfabete 143,6 persoane față de 245,4 în 2011. Deci, iată, un lucru îmbucurător. În aduc aminte că la, înainte de startul recensământului existau în mass media foarte multe voci pesimiste care jucau cartea asta în alfabetismului funcțional în România, legând-o de autorecenzarea online. Nu are cum să se autorecenzeze foarte multă lume folosind tehnologia, pentru că e o rată foarte mare de analfabetism funcțional în România. Dar iată că e o surpriză plăcută aici. Avem o creștere. Da? În 2011 procentul a fost mult mai mare. Acum lucrurile s-au schimbat puțin în bine, pentru că sunt și programele de, de uh, 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 elevi care fac liceul la seral, uh, a, a crescut și segmentul ăsta de populație. Uh, și așa mai departe. Da? Și diferența uh, e dată de cei cu studii superioare, diferența la 43,5%? Uh, diferența este dată de cei cu studii superioare, da? Și de cei cu, cu liceu și post-liceală. Uh -huh, da, cele înțeles. trei uh, Cele trei segmente. Și aici, că tot vorbim de educație și am vorbit mai devreme de câteva puncte critice și câteva soluții în privința acelor puncte critice, educația schimbă perspectiva asupra lucrurilor. Acum, de ce? Nu pentru că devii peste noapte, dar totuși, dacă vorba românului nu treci ca gâsca prin apă și e în serios educația pe care vrei să o faci și o duci la buz sfârșit, un segment de populație educată înseamnă un segment de populație cu o viziune nouă asupra vieții, cu altfel da. de înțelegere și asupra religiei, și asupra eticii muncii, și asupra multor aspecte practice ale vieții. Practic un segment de populație mult mai conștient de multe lucruri, care poate aduce creștere pe multe paliere. Sigur. Um, acum aș vrea un pic să mai abordăm un aspect. Nu doar religia a fost cenușăreasa, ca să zic așa. Eu în presa mai identificat așa, s-a zis că și etnia și limba maternă au fost alte două Sigur. sectoare care au fost evitate Sigur. de cei mai mulți. Ar fi o explicație pentru asta cum arată cifrele. Um, să înțeleg din noastră că vreți să o corelați cu factorul religios. Dacă. Dacă e explicație e necesar pentru sau nu. scădere. Da, pentru scădere și pentru că unii chiar au evitat să declare limba maternă, alții chiar etnia. Care ar fi, eu știu, explicațiile? Acum, nu putem ști exact de ce unii au refuzat să-și declare etnia. Dar. Da, cert este că structura etnică a populației înseamnă diversitate culturală și înseamnă diversitate și economică chiar și, și de religioasă. diversitate religioasă, pentru că fiecare etnie are cultura ei, religia ei, și așa mai departe, da. Deci acolo o, o, o altă lume să spunem așa, cu alte viziuni, cu alte percepții și pierzând segmentul ăsta, un anumit segment din cei care nu-și declară etnia, automat pierzi și celelalte date legate de religie. Da? În mare parte se știe că etnicii maghiari sunt reformați sau unitarieni sau luterani și așa mai departe. Dacă nu te declari nici ca etnic, și nici ca religie, atunci e clar Clare că nici rezultatele n-au cum să, să arate bine. Sunt și alți factori, nu știu, un alt factor legat de, nu doar de etnie și religie și de multe alte întrebări la care nu s-a răspuns. Cum mai sunt și alte întrebări la care nu s-a răspuns. Nu s-a răspuns la întrebări legate de locul de muncă, dacă au loc de muncă sau nu au loc de muncă, pentru că oamenii s-au speriat și au zis că nu o să ne impoziteze mai mult pentru asta. În fine, închid paranteza cu aceste teorii conspirative sau teme. Deci vreau să spun că sunt și alte segmente la care oamenii s-au temut sau au fost reținuți și n-au răspuns. Și asta în mare parte pentru că un element din populație. Are o neîncredere sporită în uh, autorități, din nefericire. Și asta trebuie să ne dea mult de gândit. De ce populația sau un anumit segment mare din populație uh, are frică sau privește cu, pri cu frică spre autorități? Uh, și asta nu e un lucru nou. Adică, din toate sondajele de opinie făcute în ultimele decenii pe, pe tema asta, rese clar. Că societății românești le, îi este frică de oficialități, de autorități sau o prejudecată în privința asta. Știți, mă gândesc că tot un rezultat a unui sondaj care se face în fiecare an e barometru vieții religioase, și Sigur. acolo, pe primele locuri, iar mata, biserica se bucură de popularitate. Mă gândesc că poate dacă ar fi făcut biserica are unii ar fi avut mai mare încredere și s-ar fi recenzat. Nu știu, e așa o paranteză. Să știți că, istoric vorbind, înainte cam biserica se ocupa cu, cu datele respective, până să apară un oficiu de statistică oficial, pentru că te duceai să zbotezi copilul și era înregistrat în registrele bisericii și din punct de vedere oficial rămânea acolo a, până la Cam mort. alea erau datele. În fine, închid paranteza cu această parte de istorie care <laughs> da, este da, interesantă. Da. Uh, Ce este că ne rămâne o datorie uh, morală, zic eu, uh, și ca și creștini și non-creștini deopotrivă, să ne îndeplinim datoriile civice cu onestitate, atât cât înțelegem și atunci când avem de lămuriri să punem întrebări. Nu să ne închidem în carapacea noastră sau să emitem judecăți de valoare, prejudecăți. În primul rând, asta ne face rău nouă înșine și ne aduce soluții. Uh, și să nu uităm că pentru drepturile pe care le avem noi, la ora actuală, și pe care unii dintre noi refuză să-și le exercite, uh, alții luptă pentru altfel de drepturi cu dinții și le obțin, și înaintea și au murit pentru ele. Da? Asta s-a plătit cu sânge. Adică, la urma urmei, nu e o chestie doar de a spune hmm, am chef, nu am chef, nu contează. Ba, contează foarte mult. Da, vă mulțumim mult, domnule Herțeliu, pentru aceste precizări și pentru contribuția care ați avut-o la a ne ajuta să deslușim un pic cifrele acestea parțiale ale recensământului și cred că ați punctat așa la final, folosind o concluzie foarte bună, aceea de a ne îndeplini responsabilitățile civice și recenzarea era o responsabilitate. E adevărat că în ultimii ani a tot fost reinterpretată și a primit alte valențe și alte forme, însă e clar că nu avem altă șansă de a cunoaște radiografia unei societăți fără un recensământ corect făcut și aplicat. Într-adevăr, așa este și sper din toată inima ca rezultatele finale să ne facă să zâmbim mai mult decât la rezultatele provizorii. Doamne, ajută! Vă mulțumim și vă dorim mult succes în activitatea pe care o desfășurați acolo și. Cu siguranță așteptăm cu nerăbdare datele finale ca să putem face și alte analize mai aplicate pe ceea ce s-a întâmplat la recensământul recent, în comparativ cu ultimii 10 ani sau cu cel de acum 10 ani. Și eu mulțumesc! Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Biserica în actualitate. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe domnul expert în comunicare de la Institutul Național de Statistică, domnul Agnos Herțeliu. Am încercat să interpretăm și să analizăm câteva date parțiale ale recensământului din 2021. Vă mulțumim pentru atenție și vă încurajăm să vă interesați de soarta dumneavoastră, de să, ne, să fim responsabili în țara aceasta în care Dumnezeu ne-a așezat pentru o vreme. Eu sunt Daniela Alexandrescu, vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!